Și ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, este expresia cu care și-a anunțat acest om politic român participarea la înființarea Consiliului Frontului Salvării Naționale pe 22 decembrie 1989. Despre cine este vorba? Care e numele? Ion Iliescu. Bravo. În piesa de teatru Apus de Soare, scrisă în 1909, acest autor român îi atribuie lui Ștefan cel Mare următoarea frază. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci bătrâneți. Că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu este a noastră, ci a urmașilor, urmașilor noștri, în veacul vecilor. Cum îl cheamă pe autorul piesei? Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Excepțional. Ce mare om politic și activist civic indian, cu un rol crucial în obținerea independenței Indiei, a spus... Fii schimbarea pe care o dorești în lume. Mahatma Gandhi. Da. Mahatma Gandhi. Corect, așa este.